Sute de oameni s-au strâns astăzi în Piața Victoriei pentru a protesta față de ordonanța de urgență care prevede modificarea codului fiscal. Principala nemulțumire ține de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, lucru care ar duce la scăderea veniturilor. Protestatarii s-au mobilizat pe rețelele de socializare și sunt de părere că 8 noiembrie este miercurea neagră pentru economia României. Sindicaliștii anunță că vor sesiza avocatul poporului. În timp ce în ședința de guvern se discuta modificarea codului fiscal, în Piața Victoriei sute de oameni nemulțumiți strigau împotriva coaliției de guvernare și a măsurilor propuse. Protestatarii s-au mobilizat pe rețelele de socializare. 8 noiembrie este miercurea neagră pentru economia României. Pentru a cârpi un buget pe care nu a fost în stare să-l gestioneze, guvernul PSD-ALDE este capabil să distrugă economia liberă a României. Modificările codului fiscal pe care cabinetul Tudose intenționează să le adopte printr-un nou derapaj democratic vor aduce haosul în planurile de afaceri și în salarizare, este mesajul organizatorilor. Protestatarii se tem că vor fi afectați de noile măsuri ale guvernului. Mi-aș dori ca oamenii din clădirea de vis-a-vis să ia în considerare și să plece urechea la ce strigă acești oameni, să încerce să asculte și să facă, mă rog, măcar ceea ce și-au propus în programul de guvernare. Actualii guvernanți inițiază, impun niște măsuri total deplasate, fără a fi fundamentate, care vor genera... vor afecta bazele unor activități. Mă refer aici la activitatea fiscală, activitatea juridică. Nu pot să fiu de acord cu ceea ce se întâmplă în ultimul an de guvernare. Guvernanții nu se țin de programul pe care l-au promis, ci pur și simplu nu-și văd decât propriul interes personal de a fura și de a jegmăni această țară. În Piața Victoriei s-au aflat și sindicaliști care susțin că trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat ar duce la scăderea veniturilor. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu, a declarat că există două căi de atac cu privire la încălcarea echilibrului de fiscalitate între părți. Prima ar fi sesizarea avocatului poporului. În cel de-al doilea caz, Parlamentul ar putea ataca ordonanța la Curtea Constituțională. Ordonanța, care și ea trebuie să treacă prin Parlament, va trece probabil în sesiunea din primăvara viitoare. Drept care, chiar dacă parlamentarii o vor ataca la Curtea Constituțională și Curtea va decide că e neconstituțională, nu înseamnă decât un dezastru economic și social național. Reacția premierului cu privire la sutele de oameni care cereau în stradă demisia guvernului nu a întârziat să apară. Tocmai am aflat acum că niște sucursale ale băncii au dat liber angajaților pentru a putea participa la meeting-uri din față. Deci sunteți pe drumul cel bun. Dacă băncile sunt nervoase, pe chestia asta eu vă fericit. Poate să plătească și impozite. O altă nemulțumire este legată de proiectul de modificare a legilor justiției, proiect susținut cu tărie de ministrul justiției Tudorel Toader. Vor să subjuge justiția, vor să o politizeze, astfel încât toți cei care au furat să scape fără condamnări.